Nu știu dacă vă era dor de aceste clădiri. Minunată această pasarelă. Și îngelul nostru o arde bine cu corazon. Ce frumos se vede orașul din această parte. Minunat. Aici, în luna august, adică anul... Parcă aș fi fumat ceva. Adică luna viitoare. Bună dimineața! N-aș spune din însoritul Chicago, dar în oratul Chicago cred că ar merge mai bine. Să sperăm că va ieși și soare la un moment dat. Astăzi vă voi lua cu mine pe bicicletă pentru că vreau să vizitez această metropolă americană pedalând așa cum am făcut-o și când am fost la New York. Nu știu, traseul cu siguranță va fi unul mai scurt, dar voi urmări GPS-ul. Așadar, bine ați venit la un nou vlog marca pe drumuri americane pe bicicletă. Este o dimineață de duminică. Suntem chiar la începutul zilei, abia ce a răsărit soarele. Văd că totuși lumea a ieșit la pedalat. Uite și un domn care probabil are probleme mari în viață, un homeless, așa cum vă place vouă celor ce locuiți în România, să vedeți în multe videoclipuri pe care vloggerii de travel le postează și dați tot felul de sentințe. Este doar problema voastră. Eu mi-am propus să facem un vlog în altă direcție. Ok. Se pare că sunt puțin atipic pentru că primii 30 de bicicliști aveau culoarea bicicletei diferită de a mea. Bineînțeles, celebrul negru sau gri. Eu am o bicicletă, un roșu aprins, dar îmi place la nebunie. Această bicicletă, așa cum vă spuneam, a fost și în Manhattan, New York. Nu știu dacă ajungem chiar în downtown Chicago, dar sper că undeva pe aproape se simte un aer extraordinar de proaspăt. Și poate mă întrebați de ce nu am cască. Păi am un motiv, poate haios, poate nu. Îmi găsesc greu un astfel de accesoriu pentru căpățâna mea, dar voi mai încerca. Până la urmă se va găsi una și pentru capul meu, pentru că nu cred că am eu cel mai mare cap din lume. Ok. Facem vlog pe bicicletă. Puteam să filmez și cu GoPro-ul, dar nu știu cât de bine se auzea sunetul. Îmi este greu cu telefonul. Numai că am mai făcut-o, deja am experiență. Îmi place cum curge trailerul până acum. Minunat. Văd că aici este separat de cei ce aleargă. Hai, uitați ce-i în spatele meu. Spuneați că nu se face sport. Oamenii sunt grași în state. Cred că ar trebui să vă îndoiți. Foarte multă lume am văzut alergând. Lacul Michigan se află undeva în stânga. La un moment dat vom ajunge și pe malul său. Deocamdată urmăm această pistă de bicicletă. Am uitat să vă spun că acest traseu pe care îl voi parcurge are undeva la vreo 20 de mile. Cred că 36 de kilometri după calculele mele dus. Deci astăzi mă așteaptă o călătorie de vreo 72 de mile cu ce mai ies de pe traseu. Probabil undeva la vreo 80. Vreau să ajung până la Muzeul de Științe. Nu știu sigur dacă acest lucru se va întâmpla. Cu siguranță traseul va fi mult mai lung pentru că se mai adaugă încă vreo 3-4 mile. Suntem în apropiere de Lakeshore Drive, celebra șosea care șerpuiește pe malul lacului Michigan, dar în dreapta ei, din direcția nord spre sau nord, să nu zic vreo prostie, nord spre south, se află downtown Chicago și în stânga lacul Michigan. Aici avem un port unde oamenii cu bani își țin ambarcațiunile pe perioada verii. Îmi place până acum cum arată pista de biciclete, ea este separată de cea de alergare. Ok, deocamdată nu este cald, am apă la mine, am experiență deja după prima incursiune
în New York, când practic am behăit de sete. Am două bidoane, așa cum spuneam, deocamdată sunt ok. Hai să mergem, pentru că trece timpul și probabil spre orele după amiezii sau spre mijlocul zilei vremea va fi mai caldă. Îmi place orice început de zi, foarte calmă apa în această zonă. Și am făcut din nou pauză. Cei ce sunteți old school, vă amintiți de celebrul Caritas? Credeți că domnul Stoica, parcă așa se numea, fostul deținător al acelei mizerii care a prostit multă lume după Revoluție? Credeți că are reprezentanți și aici? Pentru că văd o statuie cu o doamnă care ține doi copilași la piept, probabil o zeiță din antichitate, dar m-a fascinat numele Caritas, probabil se citește altfel. Și cu siguranță domnul X, cel ce se pricepe la astfel de chestii, va interveni la secțiunea comentarii și ne va spune cum se pronunță. El este, cum se spune, când știi mai multe limbi, era să zic poliglot, dar nu mai știu cum se numește. Considerați că dacă am spus o prostie, treceți cu vederea. Ok, începe să se vadă downtown Chicago în zare. Folosesc doar telefonul fără lavalieră. Și minunatul Lake Michigan, un lac de apă dulce, care văd că astăzi este foarte, foarte liniștit. Ok, m-am dat jos de pe trailerul de biciclete ca să fac această filmare. Hai să mergem în continuare pe drumul nostru. Cam slăbuț traficul și pe Lakeshore Drive. Totuși este 8 dimineața într-o zi de duminică. Parcă s-a mai descongestionat. Nu știu dacă am avut cea mai bună pronunție. Traficul, mă uitam pe malul apei pentru că este plin de locuri pentru câini, plaje amenajate pentru patrupede. Se pare că americanii sunt înnebuniți cu câinii, mai ales să-i scoată la apă. Vă dați seama că rulez cu viteza luminii pentru că nu am reușit să depășesc niciun biciclist. Este și un antrenament bun pentru vacanța care bate la ușă. N-aș spune că am intrat în linie dreaptă, dar câteva săptămâni și plecăm. Nu, cum ar fi zis un domn din Maramureș, era la un semafor și cine credeți că s-a oprit? Și cine a trecut? Vă mai fierb, hai să vă spun, băieții ăștia care au un pic pielea mai închisă, nu vorbesc de afroamericanii, de sudamericanii, sunt și nordamericani. Americanul băștinaș s-a oprit, probabil se certifică faptul că educația în unele zone ale lumii este precară și ia uitați unde pătrundem. În zona centrală, minunat. Da, am văzut și persoane cu măști pe figură care dau apă la moară anti-covid. Era să zic covid și puncte, puncte. Ci că bubuie covidul și în state, dar și în România. Dar cine mai crede în așa ceva? Foarte fain această zonă, un pic cam veche pista de biciclete, se putea și mai bine, se vede că nu prea a fost înnoită de mult timp, dar nu are căuri, asfaltul arată învechit. Foarte faine aceste cadre, sper că vă plac, pentru că vă spun sincer, la 4:30 când m-am trezit, am avut o lenie, cum ar fi zis doamna
Apolonia, care ne încântă cu vlogurile sale. Am avut o lenie să vin să filmez acest vlog, dar m-am gândit că, pe lângă faptul că vreau să vă prezint orașul Chicago la prima oră, fac și eu un bun antrenament, pentru că de undeva trebuie să încep. Vine vacanța, așa cum spuneam, și sunt puțin în urmă cu pregătirea fizică. Aici, în luna august, adică anul... parcă aș fi fumat ceva. Adică luna viitoare, când se derulează show-ul aviatic, vor fi aproape 1 milion de persoane pe toată porțiunea aceasta. Bine, nu doar în zona în care mă aflu. De unde am plecat eu cu bicicleta în urmă cu vreo oră, o jumătate de oră, nici nu mai știu. Poate voi veni din nou la acel show, pentru că anul trecut am făcut un vlog, dar nu mi-a plăcut cum a ieșit. Elementele principale nu le-am filmat din cauza că era o căldură insuportabilă și am fost nevoit să mă retrag la domiciliu. Astăzi nu povestim despre istorie, am făcut-o de nenumărate ori. Am un vlog aici cu istoria orașului Chicago, cred că 2 ediții în plus. Sunt sigur că i-ați urmărit pe celebrii vloggeri de traveling care au ajuns în zonă. Domnii de la Hai Huin 2 au făcut un vlog foarte fain din Chicago. Văd că băieții deja s-au apucat de volei pe plajă, foarte fain. Acum nu așteptați să vedeți soccer, fotbalul european, pentru că nu se prea practică pe tărâm american, doar acolo unde sunt terenuri amenajate se duc băieții care au acest hobby. Dar în mare parte pe plaje veți vedea doar volei și alte sporturi americanești, cum ar fi zis un Yankee de rid vechi. Ce lipsește unui astfel de litoral? Probabil manele, muzica la maxim, să miroasă a carne friptă, cartofi prăjiți. Acum mai sunt câteva terase, dar foarte, foarte puține, care au un astfel de profil, dar muzica nu se aude decât destul de puțin. Și în general mâncare, nu știu dacă e de cea mai bună calitate, pentru că nu am încercat, dar nu cred că veți fi mulțumiți, pentru că ce găsiți aici descoperiți și în oraș, poate la un preț mai mic. Ia uite și oameni care înoată, deja fac baie, ce frumos! Nu știu dacă îi vedeți, pentru că îmi bate lumina în cameră. Ah, și aș fi făcut și eu o baie. Ajungem în, cred că în 15 minute, la Navy Pier, unde se află celebra roată pe care toți turiștii o vizitează. Unii chiar se urcă în ea și văd orașul de sus. Hai să facem o pauză, să-l vedem pe nenii acestea care aleargă în apă. După cum înoată de repede, n-aș spune că o face în adevăratul sensul al cuvântului, pentru că se deplasează foarte repede. Văd că au niște beșici în urma lor, acum nu știu dacă sunt obligatorii sau pur și simplu măsuri de siguranță. Văd că sunt mai mulți care, poate chiar un concurs, care vin din direcția respectivă. Da, și mai sunt alții și în plan îndepărtat. Poate s-a impus o regulă, pentru că s-au necat multe persoane în ultimul an. Nu știu dacă vă era dor de aceste clădiri. Mie, să vă spun sincer, nu prea. Dar fac parte și ele din peisajul orașelor americane.
foarte, foarte curat. Am văzut câțiva vloggeri de traveling că au remarcat faptul că orașul Chicago, cel puțin în zona centrală, este foarte curat. Și pe aceste trepte se stă la show-ul aviatic. Îmi place tare mult această faleză, chiar dacă este înclinată și o bicicletă abandonată. O bicicletă de închiriat. Să vedem dacă am timp, poate pătrund un pic și spre zona centrală. Ce fain, bravo, minunată nopți la ora asta. Ce-ar fi să vin și eu într-o dimineață. Și am mai remarcat o chestie de când am plecat până aici și am parcurs deja vreo 10 mile, cred că. Hai, poate nu chiar atât, nu am simțit miros de iarbă. Să înțeleg că ăștia de la Chicago sunt mai leneși. Nu se trezesc așa de dimineață. Ierbivorii. Acum nu că mi-ar lipsi acel iz care este insuportabil, dar chiar am remarcat această chestie. Băi, măi, îmi plac oamenii ăștia care înoată. Ok, se pare că ne pregătim de un urcuș. Hai să vedem pe unde ne duce. Urcăm această pasarelă. Hai, Cosmin, nu mai schimb pinioanele. Minunată această pasarelă. Foarte fain. GPS-ul mă anunță că am greșit traseul, dar eu cunosc zona și am vrut să vin pe aici pentru a filma mai multe. Ah, ai multe chestii. Ok, îmi tot spune GPS-ul în cască că trebuie să virez la stânga. Hai să mergem înainte și ne întoarcem pe la roată după. Aici se împarte traseul. Foarte fain. Și iată celebru canal pe care am fost și eu cu prietenul meu Laurențiu, cu vaporașul. Am oprit pentru că mă zăpăcește doamna de la GPS, trebuie să închid aplicația. Așa cum spuneam, mergem la Navy Pier când mă întorc. Ok, unde ești? Ok, exit. Sperăm că... Come on. Ok. Gata. Cu două telefoane. Ok, sper că ai trecut acum. Ok, mersi că m-ai ajutat să ajung aici, dar acum trebuie să taci pentru că mi strigi în cască slide, stay right, stay left, pe stânga, pe dreapta. Ok, hai să ne continuăm drumul. Mergem înainte, poate ajungem așa cum spuneam la muzeul de artă. Bă, poate și asta să fie un business. Cineva și-a deschis aici într-o rulotă, o baracă, un container, o chestie de biciclete. A scos la vânzare și băuturi. Foarte fain. Dacă vrei să îți repari bicicleta, dacă ai probleme, acum nu știu ce prețuri are, dar oricum și eu, dacă rămân pe aici, prin zonă, e cam nașpa să mă întorc înapoi la mașină. Și probabil un vapor care nu mai este nuz. Este mai mult de frumusețe. L-au ancorat acolo. Suntem într-un alt marina port unde văd multe embarcațiuni.
în special cu vele. Și o doamnă cu doi câini, un husky și un câine lup, superbi. Foarte fain. Uite, să nu ziceți că vă ascund anumite chestii, este un domn aici care doarme pe pajiște, dar cred că este al doilea pe care îl văd pe toată plaja. Din acest punct, înainte, spre south, se ascut săbile, se suflă în țevile pistoalelor. Știți că celebrii cowboy aveau obiceiul, înainte să-și bage pistolul înapoi în port, suflau în țeavă. Habar n-am de ce, probabil era mai cool. Vreau să spun că de aici, înspre south, încep să apară problemele, mai ales pe parcursul nopții, când vedeți la știri. Să știți că în această zonă, acum nu chiar unde sunt eu, pentru că n-aș fi venit dacă eram în nesiguranță, dar dacă mai mergi vreo 4 mile, deja n-aș spune că întremură lenjeria intimă, dar nici confortabil nu mă simt dacă merg mai încolo. Și îngelul nostru o arde bine cu corazon. Mai sunt unii care își pun muzică destul de tare în timp ce merg cu bicicleta, car o boxă după ei, abar n-am de ce. Probabil au probleme cu corazonul. Foarte ușor de pedalat. Acum și statul Illinois este unul de câmpie, dacă ar fi să le dăm apă la moară geografilor care vor să le prezint forma de relief. Aproape că nu m-am obosit deloc, încă nu am băut apă, poate când voi face o pauză la Muzeul de Știință și Artă, pentru că nu mai este mult până acolo. Vă spuneam că n-am reușit să depășesc nicio bicicletă, dar nici nu mi-am propus. Ce fain, mai ales că suntem și la umbră. Minunat. Sperăm că nu-mi sare careva în față pe aici, pentru că am viteză. Foarte fain. Și aici avem un semn de cedează trecerea. Ok. Foarte faină această pistă de bicicletă, minunată. Oh, dar ce peisaj avem aici. Hai să facem o pauză. Ce frumos se vede orașul din această parte. Minunat. Foarte fain se vede orașul din această zonă. Eu mai am puțin și ajung la destinație, dar vlogul continuă. M-am oprit aici pentru a surprinde acest cadru minunat. Acum sunt și norocosul beneficiar al unei dimineți extraordinare. Hai că mai avem puțin și ajungem la Muzeul de Știință pe care l-am tot pomenit. Bicicleta minunată, să-i mulțumim domnului de la New York, prietenul meu, Fănel, celebrul domn cu labă de urs, cu mânâța lui Gingaș, care mi-a făcut cadou această bicicletă. Îți mulțumesc, prieten drag, ești minunat, iată ce ai reușit să faci din mine, un biciclist, ai reînviat o pasiune pe care o abandonasem la un moment dat. Foarte fain, bicicleta funcționează extraordinar. Am și o surpriză pentru voi, hai să o povestim acum. Vreau să o dotesc cu niște chestii pe care să pun lucruri. Mă gândesc destul de serios să fac o incursiune pe Mississippi cu bicicleta. Sunt vreo 160 de mile, cred că dacă mi-am vreo 3-4 zile liber, se poate face această chestie. Voi lua și un cort unde mă prinde noaptea, înoptez, găsesc eu un loc. Ar fi o chestie faină, dar deocamdată trebuie să pregătim bicicleta și nu știu dacă mai avem timp, poate la toamnă, dacă nu anul viitor, dar este o idee minunată.
Vor urma multe vloguri pe bicicletă și dacă vă plac, urmăriți în continuare canalul meu pe drumuri americane și vă mulțumesc încă de pe acum pentru că faceți acest lucru. Nu uitați, știu că suntem la jumătatea vlogului, sper să nu vă agasez cu această chestie. Dacă vreți să mă ajutați să creștem acest canal, dați un like, lăsați un comentariu, păreri de vloguri pentru viitor și abonați-vă pentru că totul este gratis. Ok. Hai să continuăm pedalatul. Având în față acest minunat cadru, am decis să mă întorc pentru că nu prea erau chestii de filmat acolo unde se află muzeul de artă, acvariul de știință, muzeul. Eu am făcut un vlog acolo. Să vedem dacă am... Nu, uite, las un link în descriere. Hai să mergem la Navy Pier, pentru că în acea zonă nu am fost. Acum nu voi mai filma până când ajung acolo, pentru că deja ați văzut cadre din partea în care mă aflu. Hai să pătrundem un pic și către zona de centru, cu ajutorul acestei faleze, mai bine zis, pe marginea râului. Văd că încă n-au pornit vaporașele cu turiști. Nu știu dacă am voie cu bicicleta pe aici, dar încamdată văd că nu mă înjură nimeni. Tocmai era să iau o bancă, adică să o mut de la locul ei. Aici e o zonă unde se închiriază caiac. Aș fi curios să văd cât costă unul, cred că m-aș plima și eu cu caiacul pe aici. Ce-ar fi să facem un vlog într-o zi? Ar fi minunat. Hai că mă interesez și vă spun. Oare ce-or fi aceste chestii? Destul de ciudate. Nu știu. Voi ce ziceți? Destul de liniște într-o dimineață de duminică pe râu. Se vede în prim plan, adică nu chiar în prim plan, undeva în stânga. Se vede celebru building al domnului Trump, care a devenit și mai vestit după ce s-a întâmplat în viața lui în ultima perioadă. Poate merg și eu într-o zi acolo, pentru că am văzut într-un vlog postat de niște băieți care călătoresc, că domnul care administrează, fiind român, vorbesc administratorul acelui building, care de fapt este un hotel, a introdus în meniu celebrii mititei românești și, din câte am înțeles, sunt destul de căutați. Sunt serviți într-un mod deosebit. Poate fac și eu timp să merg să văd cât de gustoși sunt. Nu prea mi-e cuvintele în această dimineață, poate trebuie să mai alimentez stomacul cu niște apă sau organismul. Și aici o terasă care încă nu s-a deschis. Și niște ambarcațiuni. Acum nu știu dacă sunt pentru turiști sau pur și simplu ale unor oameni care se plimbă pe râu, dar cred că sunt turistice sau probabil de închiriat. Am decis să mă întorc pentru că am consultat ceasul și am un live în miez de zi. Vreau să nu întârziu pentru că mie îmi place să fiu punctual. Hai că mai dăm o tură pe la Navy Pier și ne ducem înapoi de unde am plecat în această drumeție pe bicicletă. Am uitat să mă interesez cât costă o oră dacă închiriezi un caiac. Ok. $35 pe oră. $10, 15 minute. Dacă rentezi caiacul. Ok. Ne apropiem de zona Navy Pier. Teritoriu destul de mult bătut de turiști. Ok. Hai să vedem pe unde mergem.
Tocmai a sărit o bordură și mi-a fost afectată partea dorsală. Alright. Nu știu dacă am eu voie pe aici cu bicicleta, dar cine sunt ei să mă întrebuie? M-am spus că nu-mi ies cuvintele, să mă întrebe pe mine dacă pot asta. Ok. Încă este devreme, văd că oamenii nu s-au trezit. Ok. Hai să vedem dacă avem voie cu țacla. Poate ar fi mai bine să-mi dau organismul jos de pe bicicletă. M-am oprit la timp pentru că acolo scrie No Bikes. Și este o doamnă aici care abia aștepta să vadă că intru. Cred că îi se rupeau plămânii. Get out! With a bicycle! Cosmin! Ok. Nu am să merg pe jos pentru că mi-e lenie și nici nu am încuietoare să-mi las bicicleta aici. Hai că data viitoare promit că mai vin și vă prezint zona. Acum nu știu dacă ați pierdut foarte multe. Este o faleză cu restaurante, tot felul de chestii și de unde se iau aceste vapoare care merg în larg. Plătești 60-70 dolari, te duci pe vapor, ai o masă, te plimbi în zonă și seara se organizează niște focuri de artificii. Eu am fost când am venit în state, a fost fain. S-a făcut și discoteca, am dansat. Acum depinde și cu cine nimerești pe vapor, dacă ai parte de o gașcă de persoane care nu adoră distracția, ai pus-o, pentru că nu prea ai atmosferă. Noi am nimerit bine și chiar ne-am distrat atunci. Hai că ne întoarcem pe rută și mergem back, cum s-ar spune. Apropo, am uitat să vă zic că am și drona la mine. Nu am ridicat-o pentru că nu știu restricțiile care sunt, dar poate găsesc o zonă undeva să fac acest lucru. S-a mai animat faleza, dar și plaja. Foarte multă lume care face sport, incredibil. Ia uitați câte persoane sunt în fața mea. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de partea finală a vlogului de astăzi. Chiar dacă n-a fost unul exaltant, am încercat să îmbin utilul cu plăcutul, adică să vă prezint încă o zi din viața orașului Chicago, dar și să fac un antrenament necesar pentru vacanța care va urma. În spatele meu, oh my god, astăzi chiar că nu-mi ies cuvintele. Sper că ne auzim pentru că sunt chiar lângă Lakeshore Drive. Și în spatele meu este inscripționat pe o tablă Jean-Baptiste Point du Sable, Lakeshore Drive. Cine a fost Jean-Baptiste Point du Sable? Păi, din câte am citit eu pe internet și din prezentarea mea din vlogul legat de istoria orașului Chicago, a fost unul dintre fondatorii, practic tatăl acestui oraș. Ok, Lakeshore Drive, așa cum vă spuneam, este numele acestei șosele care se află lângă mine și pe care voi nu o vedeți, dar v-am prezentat-o în timp ce mergeam către centrul orașului. Hai că mai surprindem câteva cadre și facem încheierea vlogului acolo unde am mașina parcată. Și nenea acesta are o trotinetă cu o lumină, nu știu dacă s-a văzut, ce se observă chiar și de pe lună. Uneori este necesar. Lakeshore Drive, așa cum vă spuneam. Și acolo, lacul Michigan, care face parte din Great Lakes, o suită de lacuri din nordul Americii. Am ajuns la punctul final. Vreau să vă prezint lacul Michigan, foarte liniștit în această zi. Acolo văd că deja lumea a început să facă baie, este o plajă. Una dintre zecile, sutele de plaje de pe malul lacului Michigan. Ce vreau să mai adaug, dacă nu ai orientare în teren și nu ți-ai niște repere, poți să uiți că mai găsești mașina. Azi dimineața era o liniște în comparație cu ce
se întâmplă în momentul de față. Eu sunt afară din acea zonă, mașina se află undeva în apropiere, în parcare, dar sunt zeci de mii de mașini. Toate parcările s-au umplut și am avut noroc că am găsit aici o zonă fără plată, căci altfel băieții îmi luau vreo 30-40 de dolari. Deci atâta lume la plimbare, nici nu mă gândeam că voi găsi plin, foarte, foarte multă lume, toate aleile. Ia uitați ce puhoi de oameni vine. Uriaș. Și din acest motiv nu am mai filmat. Ia uitați ce e și încolo. Spuneam că și din acest motiv nu am mai filmat, pentru că era periculos să stau cu camera în mână în timp ce pedalez. Oricum, oamenii aceia nu vin pe unde sunt bicicliștii, dar și aceștia s-au mulțit. Hai să schimbăm camera. Eu vreau să vă spun că, în încheiere, vă mulțumesc din nou pentru că ați urmărit și această postare. Și până data viitoare, să stați cu minți și să ne vedem cu bine. La revedere!